Un nou focar de coronavirus a fost declarat de această dată la un agent economic din orașul Seini. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a anunțat că șapte angajații acestei firme au fost confirmați cu SARS-CoV-2. Ei au fost depistați cu temutul virus în urma testării efectuate în cadrul programului de screening. Cei șapte sunt asimptomatici, iar contactii direcți au fost carantinați pentru o perioadă de 14 zile, informează CGSU. Mai mult s-a procedat la dezinfecția societății și s-au luat măsurile necesare de protecție pentru a din păcate, lista instituțiilor în care apar noi cazuri de COVID-19 este tot mai lungă și pe aceasta se regăsesc și unități medicale vitale pentru Maramureș. Comitetul județean pentru situații de urgență nu a confirmat cazurile până la finalizarea acestui material, dar presa băimăreană are tot mai multe informații despre situația din județ.